Astăzi, în incinta Direcției Silvice Giurgiu, a avut loc un eveniment special în memoria celui ce este considerat promotorul introducerii în țara noastră a silvotehnicii moderne. Acesta este Giurgiu Vean, născut pe 14 octombrie 1885 în satul Izvorul, comuna Gogoșar, și a fost primul director general al instituției devenită acum Rom Silva. Marin Drăcea, căci despre el este vorba, a reușit să elaboreze o doctrină a civilculturii la nivel european. În cadrul evenimentului organizat cu prilejul marcării a 130 de ani de la nașterea marelui civicultor român, organizatorii au descoperit placa comemorativă dedicată lui Marin Drăcea, iar trei preoți au oficiat o slujbă de pomenire. Veșnica pomenire, veșnica pomenire, veșnica lui pomenire. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Binecuvintează, Doamne! La eveniment au participat civicultori giurgiuveni, dar și din țară, reprezentanți Rom Silva ai progresului silvic, dar și reprezentanți ai autorităților locale și județene, cât și pădurari din comuna Gogoșari. Directorul Direcției Silvice le-a vorbit invitaților despre cine a fost și ce reprezintă Marin Drăcea în domeniul civiculturii. Dotat cu o inteligență sclipitoare, cu o dorință de cunoaștere și cu o putere de muncă de excepție, însușindu-și o vastă cultură generală de specialitate în țară și străinătate și devenind o personalitate de prim rang a silvicultorilor din epoca sa, profesorul Marin Drăcea a reușit să elaboreze o doctrină forestieră națională de nivel european, o operă care a privit deopotrivă modernizarea învățământului superior silvic, a cercetării științifice, legislației forestiere și, nu în ultimul rând, a silviculturii românești. După momentele din curtea Direcției Silvice, participanții au fost invitați în interiorul clădirii, acolo unde au vorbit despre copilăria, adolescența și, desigur, realizările marelui civicultor român.